După intrarea în vacanța forțată, unii sportivi legitimați la clubul ACS Phoenix Suceava au postat pe Facebook imagini cu antrenamentele de acasă. Pentru a motiva cât mai multe persoane să facă mișcare, conducerea clubului local de basket a anunțat că va posta pe rețelele de socializare filmulețe cu exerciții care pot fi făcute acasă, iar cei mai activi, copii, vor fi premiați. În ceea ce mă privește pe mine și activitatea clubului pe care îl reprezint, vreau să vă anunț că această activitate va fi trecută începând de astăzi în online. Vom face o postare cu filmele despre basket pe care puteți să le urmăriți alături de cei mici. În același timp, în fiecare zi, vom posta câte un video cu exerciții pe care copiii le pot face acasă sau în curte, chiar și alături de părinți. În acest mod puteți face ceva împreună cu copilul dumneavoastră, iar cei mai curajoși pot filma aceste se pot filma cu aceste exerciții și pot posta pe pagina oficială sau pe pagina personală împreună cu hashtagul Phoenix Suceava, iar cei mai activi sportivi vor fi premiați de către clubul Phoenix Suceava cu bidoane de apă, rucsace și genți de antrenament sau hanorace oficiale Phoenix Suceava. În final, președintele clubului ACS Phoenix Suceava a avut un mesaj și pentru părinți. Să discutați cu copiii despre măsurile pe care trebuie și putem să le luăm, măsuri de prevenție, precum igiena constantă, evitarea locurilor aglomerate și evitarea contactului cu alte persoane. Și să le limităm în același timp accesul în online cu care se obișnuiesc din lipsă de ocupație. În același timp, vă rog și pe dumneavoastră să respectați aceleași reguli, pentru că degeaba copiii le respectă dacă părinții nu le respectă și ajung acasă bolnavi. Încercați să stați mai mult în casă, să petreceți cât mai mult timp alături de copii și de familia dumneavoastră și să încercați să le arătați cât de mult iubiți în aceste zile.